Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să discutăm despre anul 2023. De această dată pentru Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Hehehe! Să știți că anul 2023 va fi unul dintre cei mai buni ani ai voștri. Aș putea spune că sunteți printre favoriții astrelor în anul ce urmează. Mai ales că din martie 2020 ați tot trecut prin tot felul de întâmplări neplăcute, ați tras multe poloase, da? Sunt fer convinsă că și pe plan relațional, și pe plan profesional, și pe plan familiar, și pe planul sănătății ați trecut prin tot felul de provocări din martie 2020. Dar vine 2023 și vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Sunt foarte multe aspecte care vă sprijine, care vă așează, adică vă dau un rost și vă ajută să construiți acolo. Și v-am spus de primăvara lui 2020, pentru că Saturn atunci, dacă țineți minte, a intrat în Vărsător, Uranus în Taur, nodurile, nodul sud în Scorpion, nodul nord în Taur, ușor, ușor Saturn iese din Vărsător, nodul sud iese din Scorpion la anul vară și Jupiter, planeta abundenței, oportunităților, marele benefic, cum el este considerat, intră în casa 7. Dar până atunci, să vorbim de prima parte a anului, că este destul de importantă. Prima parte a anului, 2023, începe cu Marte, guvernatorul vostru, retrograd și în casa 8. Ceea ce înseamnă că pierdeți multă energie, n-aveți control asupra nimic, v-ați bate pentru putere și pentru control, dar nu vă iese, da? Mici incidente, mici boacăne. Bineînțeles că nu o să vă asumați deloc responsabilitatea, o să căutați de fiecare dată victimă și o să vă pricepeți să faceți chestia asta foarte bine. Dar în primele luni, Marte își termină retrogradarea pe 12, după care și-a mers direct, iese de acolo în martie. Da, deja vă spun de primele luni. Jupiter este în casa 6. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat anul acesta, între 11 mai și 28 octombrie, din punctul de vedere al muncii. Multă muncă, multe proiecte, multă zarvă, multă zăpăceală, multe discuții, multe du-te vino, întoarce, răzgândire, amânări, momente în care a trebuit să vă demonstrați nevinovăția sau momente în care a trebuit să demonstrați că ați procedat bine, vi s-a părut foarte nedrept, poate ce au făcut alții. Cu siguranță Jupiter acolo v-a adus ideea de faptul că o idee referitoare la faptul că poate puteți avansa într-un departament, puteți crește pe o scară profesională. Jupiter se întoarce în casa 6-a, da? Și readuce în discuție ce s-a întâmplat între 11 mai și 28 octombrie. Revine pe 21 decembrie anul acesta și va sta până pe 16 mai. Ce înseamnă asta? Muncă, muncă și iar muncă. Și vă place pentru că vreți să demonstrați, vreți să promovați, vreți să fiți lăudați, vreți să vi se recunoască meritele și pentru asta vă implicați cu totul acolo. Focusul vostru este munca. Munca, munca, munca. Relațiile cu colegii se pot îmbunătăți, puteți să aveți parte de mai multe proiecte destul de importante. Cu Jupiter în casa 6-a vine și momentul acela în care să găsiți ceva să vă placă așa cu adevărat. Sau poate ați început anul ăsta sau poate ați început anii trecuți și abia acum vă place, vă face să vă simțiți împliniți, vă simțiți apreciați, vă simțiți omul potrivit la locul potrivit. Mulți ar putea cu Jupiter în casa 6-a să zică: a, dar mai pot să-mi iau un serviciu. A, dar pot să mai iau o colaborare. A, dar pot să mai discut cu cineva, mai fac niște bani pe aici și pe acolo. Adică vă sprijină cu Jupiter în casa 6-a, vă sprijină, acest trans vă sprijină și pe sănătate până mai. Pentru că Jupiter vine, de vreo că nu se mai retrogradeze în casa 6-a, poate au fost unele probleme și vă ajută să mâncați mai bine, să găsiți doctorii potriviți, să vă îngrijiți și să vă ajută să aveți, bineînțeles, destul de multă încredere. Dar e multă muncă. Până în mai este îngrozitor de multă muncă, să știți. După care, din 16 mai, Jupiter iese din casa 6 și zice: ce atâta muncă, domnule, ia mai dă-te încolo, mai vezi și tu de viață. Și intră în casa 7. Și ce înseamnă asta? Cei singuri își pot găsi partenerul perfect, pentru că Jupiter intră în casa 7, rămâne tot anul și va și retrograda acolo. Deci, întotdeauna când are loc o retrogradare, atunci se întâmplă lucrurile, da? Mai ales la planetele acestea transpersonale și transgeneraționale. Bun, Jupiter în casa 7. Puteți să vă întâlniți partenerul ideal, puteți să vă căsătoriți, puteți să faceți lucruri minunate cu partenerul pe care îl aveți. Este un an extraordinar din acest punct de vedere. Și dacă ați simțit că lucrurile nu s-au legat până acum sau v-a fost frică să intrați într-o relație, deși ieșiți cu persoana respectivă de ceva timp, acum o să aveți încredere. Dacă ați trecut printr-o traumă, printr-o despărțire, printr-un abandon și ați amânat, acum ziceți:
E cazul, mi-am ținut doliu emoțional, am stat, am suferit, am fost obsedat, m-am tot gândit, dar acum e cazul să-mi ofer încredere, e cazul să mă atașez de cineva, e cazul să mă duc să ies în lume, să cunosc oameni. Jupiter în casa 7 este foarte bun acest tranzit, iată, din 16 mai, pentru a cunoaște pe cineva. Nu vă grăbiți, nu, adică cum cunoaște să ziceți gata ne căsătorim, că nu este cazul pentru că vor fi și alte tranzite de care vă povestesc imediat. Dar important este să vă dați timp să cunoașteți persoana, mai ales că Jupiter se va apropia de Uranus. Nu face conjuncția perfectă la anul, dar relația nu este... Adică stați așa și gândiți-vă cum au fost relațiile de până acum. Dacă undeva a existat un, să zicem, o zonă de codependență, ea nu mai poate să fie de la anul. Pentru că Jupiter în Taur își dorește atașamente, își dorește o relație serioasă pe care vă puteți baza. Dar apropiindu-se de Uranus, Uranus zice, stop, până acum când ai procedat așa nu ți-au mers lucrurile, obsesiile, geloziile, posesivitatea nu funcționează, lucrează cu tine, îți aminte, n-ai încredere în tine, da? E, Jupiter lângă Uranus zice, vei întâlni pe cineva care are nevoie de spațiu sau poate tu vei avea nevoie de spațiu și o să zici până acum n-am avut, dar ce se întâmplă cu mine, da? Deci Jupiter în casa 7, iată, de pe 16 mai și pe durata întregului an, vă ajută să cunoașteți oameni. Aș putea spune că e un moment din acela în care chiar dacă nu vă iese din prima, vă iese din a doua, vă iese din a treia, să nu vă lăsați. Să nu vă lăsați deloc la anul. Dacă altă dată după o dezamăgire și zis gata, nu mai vreau pe nimeni, de la anul ziceți, n-a mers mă, dar las că o să întâlnesc pe altcineva. Și culmea, Jupiter are componenta asta de, cum aș putea eu să vă spun, unde nu vă așteptați sau la evenimente, în locurile unde vă distrați, unde vă ocupați de hobby-uri, de pasiuni, acolo să apară cineva, zici, unde ai fost până acum, iubirea vieții mele. Deci este un an foarte bun din acest punct de vedere. Bun, pentru cei care sunt deja într-o relație, Saturn intră în casa 5, începând cu 7 martie. Ce înseamnă asta? Că va începe nevoia de a avea un copil. Da? Vedeți voi, Saturn în pești, în casa 5, poate să aducă oarește mici dificultăți. Da? Vorbim de probleme de sănătate, nu știu, vorbim de stres mult, foarte mult stres, că de multe ori oamenii pot fi foarte sănătoși, dar... Sunt probleme legate de fertilitate, de stres, pentru că Saturn în pești, Saturn vrea să fie ce emoții, ce-s prostiile astea. Dar din contră, trebuie să se ocupe și de partea concretă, dar și de emoții, da? Deci trebuie să aveți mare grijă. Și cu Saturn în casa a cincea, mulți să nu faceți prostia să vreți un copil pentru că nu vă mai simțiți fericiți. Cu Saturn, când faceți un copil cu Saturn în casa a cincea, ziceți Bogda proste dacă nu vă iese, pentru că atunci când se fac copii cu casa a cincea, copiii aia sunt făcuți ca să suplinească nefericirea părinților. Deci dacă nu vă ies lucrurile foarte repede la anul, stați liniștit, Saturn stă acolo până în 2026, vă aduce el când trebuie să vă aducă. Da? Dar e clar că trebuie să verificați nu doar partea organică, fizică, dar și partea emoțională. Și să nu vă gândiți la un copil doar pentru că nu mai merge ceva în relație, doar pentru că eu mă simt neîmplinit, doar pentru că eu nu sunt fericit. Dar dacă lucrez cu mine, cu Saturn în casa 5, e vorba să ne dăm seama de ce sunt eu nefericit, ce mă neîmplinește pe mine, ce goluri am, unde e lipsa mea de iubire, de ce nu știu să mă apreciez mai mult, da? Saturn face un lucru bun acolo, se întâlnește cu Neptun, mă rog, se apropie de Neptun, în acele semn cu Neptun. Deci nu înseamnă că nu o să vă ofere, nu știu, copilul sau o pasiune sau un hobby, nu că nu o să vă ajute să creați ceva, să generați ceva, dar mă împiedică, mai blochează sau unii se vor trezi pe neașteptate cu un copil și dintr-o dată petreceam toată viața, nu-mi păsa de lucrul ăsta și acum hopa-țopa un copil, trebuie să o maturizez. Că Saturn zice, domnule, atenție, Saturn zice, o fată nu are cum să devină mamă, dar o femeie da. Și poate trebuie să faci pasul de la o fată la femeie și pe la mamă. Deci, ca să fii mamă, nu trebuie să fii copil. Copiii nu fac copii. Copiii, dacă fac copii, nu sunt ok. Și când zic copil, nu neapărat că ești mai tânără, ci mă refer la faptul că ți-ai refuzat, cum să spun, această maturizare, da, pe partea feminină, da, energia feminină. Și același lucru și pentru bărbați, da? Un băiat, un copil, nu poate să facă un copil pentru că nu știe să-l învețe, da? Instanța paternă trebuie să protejeze și trebuie să învețe, trebuie să ghideze, da? Și dacă eu nu am
nu am o busolă, nu știu să mă ghidez pe mine. Da, e adevărat, un copil mă va obliga, dar trebuie să înveți și pentru mine. Deci la anul pentru voi, dragii mei Scorpion, dacă vă doriți un copil, mai întâi trebuie să faceți voi trecerea de la maturizarea proprie. Pentru că casa a cincea vorbește de copilărie și când Saturn intră acolo, vorbește mai întâi ce anume m-a nemulțumit pe mine în copilăria mea. Pentru că veți repeta acele tipare, că știți cum zic oamenii, eu nu o să fiu ca mama mea, eu nu o să fiu ca tatăl meu. E adevărat că nu o să mai fim ca atunci, că na, s-a schimbat lumea. Dar nașterea, cred că v-ați dat seama, schimbă creierul, schimbă oamenii, schimbă emoțiile, schimbă hormonii și devenim iar mamele și tații noștri. Da? Mai întâi trebuie să tratăm ce nu a funcționat în copilăria noastră, să vindecăm, ca să facem pasul către o femeie, femeie și către un bărbat, bărbat. Și femeia cu bărbatul să facă un copil, nu un copil cu un copil. Da? De Saturn în casa a cincea poate să vă întârzie procesul sau poate să vă întârzie accesul la propria la fericirea din partea altora până nu vă o rezolvați pe a voastră. E foarte interesantă această combinație între Saturn în casa a cincea iubire și Jupiter în casa a șaptea, pentru că Jupiter vine și îți dă un partener, îți aduce oportunități, poți să întâlnești pe cineva, dar nu te ajută. Jupiter, știți cum este? Vine și pleacă, chiar dacă retrogradează. În schimb, Saturn rămâne acolo și face un sextil de semn, da? Și zice, stai, da, dar persoana respectivă n-ai întâlnit-o să te salvezi, ai întâlnit-o să te vezi, să te oglindești și să-ți dai seama ce poți să repar la tine, ce poți să vindești la tine, ca să înveți să te iubești, să te apreciezi, ca să înveți și copilul ăla pe care le aduci pe lume. Cei care aveți deja copii cu Saturn în casa a cincea, vă invit să aveți foarte mare grijă la programul lor, să nu trageți de ei, pentru că voi cu Saturn în cinci, pentru că nu vă simțiți bine pe plan emoțional și nu știți cum să le gestionați emoțiile, îi trimiteți și la matematică, și la noci, îi trimiteți peste tot să-i obosiți și când vin acasă, ei pur și simplu, a, ești obosit, îmi pare rău, mama, stea în brațe și gata. Nu, cu Saturn în casa a cincea vor apărea situații în care ori sunt bolnavi, ori trec prin evenimente, ori vă sună învățătorii, profesorii, se întâmplă ceva cu copilul ăsta și voi trebuie să investigați ce e acolo și să petreceți mai mult timp cu cel mic și să vă dați seama că el este oglinda voastră, da? Deci aveți grijă la relațiile cu copiii. Ce v-aș mai recomanda eu vouă cu Saturn în casa a cincea, dacă ai voștri copii sunt mai mari, evitați narcisismul, mă rog, dacă se poate, că narcisiștii de obicei nu acceptă niciodată că sunt narcisiști. Dar la modul să nu-i direcționați fășcoala aia, să nu-i manipulați emoțional, să nu-i șantajați emoțional, că nu vă face bine. Și unii dintre voi, dragii mei, veți începe să vă asumați responsabilitatea pentru un părinte. Dacă nu aveți un copil, va trebui să vă asumați responsabilitatea pentru un părinte care nu mai este atât de sănătos, care are nevoie de sprijinul vostru. Bun, asta unul la mână, doi la mână. Să vorbim despre Venus retrogradă, că aia e o perioadă. Venus, guvernator de casa a șaptea. Țineți minte că v-am spus că din mai încolo Jupiter este în casa a șaptea și aduce tot felul de oportunități. Dar vă implor, de fapt nu vă implor, e treaba voastră ce faceți, între 23 iulie și 4 septembrie Venus va retrograda. Și are efect de pe 5 iunie până pe 9 octombrie. Și Venus va retrograda în casa 10-a, deci într-o casă cardinală la voi e foarte important. Și nu că doar retrogradează acolo, dar se va întâlni cu Lilith și va face careul cu Uranus din casa 7-a și puțin de semn cu Jupiter. Ce se poate întâmpla aici? Pentru că Jupiter în casa 7-a, poate ziceți, am nevoie de o relație, v-ați întâlnit, nu v-a plăcut, ziceți, hai să mă întorc la cineva. Sau se întoarce cineva în viața voastră și ziceți, parcă mai merită o șansă, sau persoana cealaltă își zice, parcă mai meritați voi o șansă. Și puteți să vă angajați în tot felul de parteneriate, de relații, de idile, de aventuri, ca așa, o dragoste de vară. Lucrurile sunt intense, sunt pasionale, sunt greu de gestionat, adică cu Saturn în casa 5-a, Jupiter în casa 7-a, ziceți, v-a pus Dumnezeu mâna în cap cu emoțiile, cu fluturașii, cu chimia, cu senzualitatea, cu pasiunea, cu ce se profunzimea de acolo. Și Venus se apropie de sfârșitul retrogradării și persoana respectivă dispare sau voi dispăreți și nu înțelege nimeni ce s-a întâmplat acolo. Sau sunteți deja într-o relație, știți că trebuie să fie oficializată, dar mai căutați, știți cum este, mai căutați puțin validare de-a lungul verii, puțină grijă sau cineva caută la voi validare. De asemenea, deși dacă sunteți într-o relație sau dacă sunteți singuri, persoanele care se întorc la voi sau persoanele la care vă întoarceți voi de-a lungul verii, nu vă grăbiți. Știți vorba mea, pe Venus retrogradă, dragostea durează 3 luni. După care, să ne imaginăm, da,
că relația în care sunteți aici acum sau cea pe care o veți începe după ce Jupiter intră în casa a șaptea din mai, e așa și așa. Venus retrogradă, da, ce face? Face așa. Provoacă teste, provocări. Și știți cum este? Când vă e lumea mai dragă, partenerul se supără pe tot felul de nimicuri, pentru că Venus retrogradă în leu e un orgoliu și întotdeauna orgoliu ascunde furie, ascunde durere, da? Bun. Și mici din astea, nu vă mai place nici cum să spală, nu vă mai place nimic. E, Venus retrogradă de-a lungul verii vrea să vă învețe să vă acceptați partenerul și partenerul să vă accepte pe voi și să vă dați seama că viața de cuplu nu este una simplă, e plină de tot felul de momente neprevăzute, de tot felul de provocări, da? Dacă relația continuă și după Venus retrogradă, retrogradarea se termină pe 4 septembrie, dar efectele sale până pe 9 octombrie, persoana respectivă mai merită o șansă, nu trebuie să divorțați. În orice caz, vă recomand, dacă vreți să vă căsătoriți, aș evita semnarea actelor între 23 iulie și 4 septembrie. Mă refer la acte, nu la căsătoria religioasă. Aia treaba voastră când o faceți, pe mine mă interesează ca și cum se naște relația. Și din punct de vedere astrologic, o relație, un cuplu se naște când se semnează, e ca și cum s-ar naște relația respectivă. Sunt mai recomandate divorțurile pe Venus retrogradă decât căsătorile. Deci eu v-aș recomanda între 23 iulie și 4 septembrie, aș evita semnarea. Dacă nu se poate, nu se poate. Nu e un sfârșitul lumii, că statistica nu mi-arată 100%, 100%, nu este absolută. Dar aș evita aceste date. Da? Deci, dacă persoana care a apărut sau care v-a provocat destul de mult de-a lungul verii, în continuare mai este în viața voastră, mai dați-i o șansă. Dar dacă nu, dați-vă vouă o șansă. Dați-vă vouă o șansă pentru că, pe urmă, Jupiter va mai sta în semnul vostru, Saturn în casa a cincea. Probabil că Venus retrogradă vrea să vă provoace foarte mult, să vă arate că aveți niște nevoi care nu sunt întâlnite, pe care nu vi le cunoașteți. De obicei, pe Venus retrogradă întâlnim oameni care apar și dispar sau reapar și dispar. Da, pentru că poate lucrurile nu sunt încheiate totalmente acolo, dar oamenii ăștia vin în viața noastră, în primul credem noi că pentru o idilă, dar ei vin ca să ne arate că sunt niște lucruri noi pe care nu le știm și pe care să le căutăm în relațiile următoare, chiar dacă relațiile începute pe Venus retrogradă dor mai mult ca relațiile astea, alea lungi, cu multe povești, cu multe evenimente, da? Deci protejați-vă cât se poate de mult. După care, vedeți că Venus retrogradează în casa a 10-a. Mare grijă la relațiile cu colegii, cu șefii, cu superiorii, cu autoritățile sau cu oameni din aceștia foarte impozanți, foarte puternici, foarte cu imagine, știți, așa, narcisiști. Iar Venus retrogradă în casa a 10-a, să știți că discuțiile pe plan profesional din timpul verii vi se promite ceva. Uite, o să facem un super proiect. Proiectul respectiv va începe să se întâmple după 4 septembrie, 9 octombrie încolo, în niciun caz. De-a lungul verii o să vă enervați, vă perpeliți, ziceți mi s-au promis, nu se întâmplă, dar ce mă fac, dar unde? Nu vă grăbiți, n-are rost să vă grăbiți pentru că Venus se întâlnește cu Lilith și s-ar putea să fie ceva acolo uimitor. Dar dacă voi grăbiți procesul și vă frustrați și le arătați celorlalți fricile voastre, o să zic, dar ce să mai bag eu în procesul ăsta? Crezi că funcționez? Mai bine duceți-vă undeva, jucați niște squash, jucați niște tenis, niște box, duceți la sală, consumați nervii, trăiți o idilă, poate sunteți singuri și să vă consumați vara, dar profesional de-a lungul verii nu grăbiți nimic. Nu grăbiți nimic și eu chiar cred că pentru mulți dintre voi pot fi niște ocazii nemaipomenite pe plan, și pe plan profesional, nu doar pe plan relațional, dar știți cum este pe plan relațional, aș avea puțină grijă. După care, un scurt tranzit al lui Venus prin casa a patra. Știți, din 2020 Saturn a fost în casa a patra. Mulți v-ați mutat, mulți ați pierdut membrii ei familiei, mulți a trebuit să faceți renovări în casa în care v-ați locuit, mulți ați avut probleme cu părinții, cu rudele. Intră în Pluto așa pentru câteva luni, vine Pluto și zice trage apa. Știți că eu cred că Pluto este tot guvernatorul vostru. Definiția mea lui Pluto este o toaletă cosmică. Trageți apa. Gata, ați suferit, gata doliu, gata schimbarea, v-ați mutat, obișnuiți-vă în casa în care sunteți și trebuie să vă faceți acolo, cum aș putea să vă spun, cu Pluto în casa a patra. Trebuie să vă pierdeți efectiv, să aveți un loc ușor în casa aia unde să vă pierdeți, să vă descărcați, să vă încărcați și cu Pluto în casa a patra să știți că vor mai apărea evenimente legate de membrii în familie care vă transformă radical, dar asupra cărora nu puteți avea control. Mulți vă veți muta poate în altă țară, cine știe, se întâmplă ceva și ziceți gata, plec, am găsit pe cineva,
cine știe ce se întâmplă acolo. Deci dacă ar fi să facem așa o concluzie anului ce urmează, e foarte bun din punct de vedere relațional, cu mica paranteză legată de Venus retrogradă, dar e foarte bun pentru a maturizarea emoțională, da? Pentru IQ-ul emoțional. Din punct de vedere financiar, aș putea spune că aveți și aici destul de multe oportunități, că asta vă interesează pe voi destul de mult, bineînțeles, dar e mai degrabă anul ajustărilor. Chiar dacă aveți o creștere de salariu, chiar dacă, nu știu, afacerea are un profit mai mare, nu degeaba vin banii ăștia în plus, ei vin pentru unele ajustări. Poate întâlnind pe cineva, trebuie să călătoriți, trebuie să mergeți la evenimente, trebuie să vă schimbați garderoba și, bineînțeles, faceți bani, dar banii, nu cheltuiți banii cum cheltuiați anul trecut, cheltuiți și pentru cineva acum. Să vă priască recomandările mele, să aveți un an 2023 minunat și să ne auzim cu bine la anul.